Erau băieți care, felul cum s-a pornit acest partid mi s-a părut destul de interesant, însă ulterior evoluțiile din cadrul partidului... Iată ce ați descoperit în interior, deci ce v-a determinat? În primul rând, ce m-a determinat a fost lipsa tonului critic exhaustiv față de sistemul oligarhic. Adică, pe de o parte, pe Vlad Filat și Vladimir Voronea îl criticăm, pe de altă parte, Plahotniuc nu îl criticăm. A spus că asta vi s-a spus, că nu trebuie să-l criticați? Nu mi-a spus personal, dar l-am întrebat și mi-a spus că, de fapt, există o înțelegere prin care ne menajăm și pornim de la ideea că întâi îl înlăturăm pe unul, iar probabil Plahotniuc va fi modernizat. Bun, a doua și cea mai mult m-a deranjat faptul că din primele ședințe în capul tuturor deciziilor și a lucrurilor care se făceau în organizarea partidelor stătea Mihai Godea, care în orice circunstanță știm că este o emanație a lucrurilor care le-a făcut și le face în țara asta Plahotniuc.